doresc să fiu o sportivă de calitate, lumea să mă aprecieze foarte mult și să ajung într-o zi la olimpiadă, chiar pe podium. La doar 15 ani, Natalia Constantin este una dintre marile promisiuni ale scrimei românești. Legitimată la clubul Steaua București și componentă al lotului național de spadă, Natalia are deja în palmares 10 titluri de campioană națională la diverse categorii de vârstă și speră să ajungă într-o zi să egaleze performanțele Anemaria Maria Brânză. Scrima pentru mine înseamnă un sport elegant care m-a pasionat de mică și care m-a făcut să fiu persoana de acum care e principala ta calitate. Am foarte multă răbdare și uh, pot să spun că sunt foarte calmă. Ai deja 10 titluri de campioană națională. Ce reprezintă pentru tine aceste succese? Aceste succese reprezintă munca mea din trecut și de acum și sper la cât mai multe medalii în continuare. Deși programul de antrenamente este unul intens, Natalia nu neglijează școala. Elevă în clasa a noua la Colegiul Național Elena Cuza, sportiva stelei ține cu tot din adinsul să exceleze și la școală, nu doar pe planșă. Pot să spun că de mică m-a pasionat matematica, Româna mai puțin, dar îmi plac științele reale. Cât timp aloci învățatului și cât timp aloci scrimei? Încerc să aloc învățatului cât mai mult timp posibil, pentru că oricum scrimei deja aloc timp și încerc să le fac în paralel pe amândouă, cât de bine pot eu. La ce anume ai renunțat pentru a putea face scrima de performanță? De exemplu, Obișnuiam să desenez foarte mult, și acum nu prea mai am timp. La Steaua, dar și la Lotul Național, Natalia lucrează cu antrenorul Iulian Bratu, care are doar cuvinte de laudă la adresa sportivei sale. Un copil inteligent, înțelege foarte repede ce discuți cu ea despre sportul ăsta al nostru, despre scrimă, ambițioasă și încercăm să îmbunătățim tehnica de lovire pe plaș. Care este principala calitatea ei care a făcut-o să a ajutat-o să câștige 10 medalii de aur deja la naționale? seriozitatea în primul rând este super pentru un copil, ambiția și înțelege foarte bine scrima. Asta e foarte important.